Salut, dragi prieteni! Sunt Cosmin de la Blog de Instalații și astăzi o să-ți prezint cum arată studioul meu de filmat. Dacă ai văzut canalul meu de YouTube, ai găsești acolo câteva tutoriale și filmulețe care te ajută cu informații despre instalații, bineînțeles, centrale termice, centrale pe lemne. Și astăzi o să-ți arăt cum arată super studioul meu de filmat. O să încep arătându-ți partea din spate, care este un backdrop, se cheamă, practic e o pânză mare prinsă pe un suport și acestea sunt picioarele, suportul care ține backdrop-ul. Ăsta e pus într-una din camere, acum este instalat în dining. În afară de backdrop, care poate să aibă mai multe culori, negru, alb, verde, mai am două lumini, o să merg în spatele lor ca să poți să le vezi, sunt cele de sus. Studioul este de începător, nu este foarte avansat și nu știu dacă îl folosesc chiar cum trebuie, dar rezultatele sunt bune. Acesta este un tripod, este al doilea pe care îl am, ăsta e mai bun calitativ și mă ajută pentru că are două nivele care arată dacă este drept și are și un reglaj de înălțime și de asta îl prefer. Este și solid, destul de bun. Ce mai am aici? Un microfon de cameră care l-am folosit la început, după care am trecut la un microfon tip lavalieră, care se pune la piept. Câteva cabluri, care sunt de alimentare electrică. Și telefonul, cel care, cu care filmez, care l-am în mână. Asistentul meu, a.k.a. copilul. Și pe mine, Cosmin de la Blog de Instalații, care poți să mă vezi din nou acum. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Spune-mi la comentarii mai jos dacă ai văzut un video de-al meu de pe YouTube. Dacă nu l-ai văzut, o să-ți las eu la comentarii linkul de la canal și te rog să te abonezi, să intri să vezi filmulețele. Și mulțumesc că m-ai urmărit.